Merită sau nu merită să cumperi un automobil în credit? Cred că mai corect ar fi să formulăm întrebarea nu dacă merită sau nu merită să cumperi un automobil în credit, dar când merită și când nu merită să cumperi un automobil în credit, pentru că într-adevăr sunt perioade când este foarte favorabil, este mult mai convenabil să cumperi, spre exemplu, un automobil în credit sau un leasing, și sunt perioade când acest lucru pur și simplu nu este convenabil. Acest lucru depinde de mai mulți factori despre care vreau să vorbim în acest video. Nu vreau aici să fac diferența dintre leasing și credit, să explic ce înseamnă leasing, ce înseamnă creditare, pentru că pentru asta ar trebui un video separat. Dacă foarte pe scurt, credit este atunci când noi luăm o sumă de bani, spre exemplu, o împrumutăm de la bancă și cu acea sumă de bani cumpărăm automobilul pe care îl vrem. Mai departe, lunar achităm creditul, automobilul ne aparține nouă, în cazul în care câteva luni la rând nu achităm rata la bancă, creditul, pur și simplu, mai departe, banca ne dă în judecată și mergem în instanță. Da? Leasing-ul este atunci când practic banca sau altă companie cumpără automobilul pentru noi, automobilul aparține nu nouă, dar aparține băncii, spre exemplu, da? Și noi mai departe achităm acel automobil în rate până când îl răscumpărăm total, la final, după 3, 4, 5 ani, în dependență de perioadă, automobilul devine al nostru. La momentul vreau să vorbesc concret despre creditare, din cauza că la momentul actual, creditul este mai convenabil decât leasing-ul în viziunea mea, respectiv vorbim despre creditare. Este sau nu este convenabil acest lucru. Foarte multe persoane se uită negativ la, în general, la ideea de a cumpăra ceva în credit. Gen, creditul este neapărat ceva rău, nu trebuie să te bagi în datorii și așa mai departe. Eu mă uit absolut altfel la acest lucru. Creditele pot fi bune, creditele pot fi rele în câteva situații. Mai întâi de toate, este absolut ok să iai un credit, spre exemplu, pentru ca să cumperi un activ. Un lucru care mai departe o să te ajute să câștigi bani. Da? Adică pentru asta este absolut ok să iei credit. Pe de altă parte, este ok să iei un credit și pentru automobil care este un pasiv sau pentru un telefon. Chiar dacă, spre exemplu, automobilul sau telefonul tu nu îl folosești neapărat pentru lucru, sunt perioade când acest lucru într-adevăr este convenabil. De ce depinde acest lucru? Acest lucru depinde, adică dacă este sau nu este convenabil, depinde de perioada economiei. Spre exemplu, există perioade când, să spun așa, Banca Națională ridică procentul la credite, adică îl face foarte înalt. De obicei se întâmplă lucrul ăsta atunci când este foarte înaltă inflația, așa cum este la momentul actual. Spre exemplu, la momentul actual, în Republica Moldova, pentru leul moldovenesc, avem o inflație de 18% anual. Este o inflație absolut nebună. Eu, de când eu trăiesc, nu am văzut o inflație ca asta. Respectiv, pentru roni, da, avem o inflație de 8% anual. Este foarte mult. Pentru dolarul american, record, o inflație de 7,8%, aproape 8% anual. Asta, în principiu, dacă vorbim despre inflație, chiar dacă am un alt video aici pe canal despre inflație, îți recomand foarte mult să-l privești. Totuși, inflația este viteza cu care banii se devalorizează pe timp de un an, să spunem așa. Respectiv, atunci când inflația este înaltă, Banca Națională ridică procentul la credite și în felul ăsta devine mai puțin convenabil să iai credite, da? Și respectiv mai puțini oameni încep să iei credite, să spun așa. Atunci când inflația este joasă sau este normală, invers, pentru a stimula economia, Banca Națională coboară procentul la credite pentru ca mai mulți oameni să ia credite, să înceapă să facă diferite cumpărături, să cumpere telefoane, automobile, case și așa mai departe, și în felul ăsta este stimulată economia. Dar despre asta o să vorbim într-un alt video. În acest video vreau să revenim anume la discuția cu automobilele. Totuși, este sau nu este bine să iai un automobil în credit? Și aici vreau să ne uităm deja la cifrele reale pe care le avem la momentul actual. Spre exemplu, să spunem că eu acum aș cumpăra un automobil care costă 10.000 de euro, să spunem, l-aș cumpăra în credit. Și aș putea să iau acest credit, spre exemplu, în lei moldovenești, apropo, mi s-a propus un credit de felul ăsta, cu 11% anual, în lei moldovenești, repet încă o dată. Respectiv, la moment, inflația în Republica Moldova este de 18,5%. Ceea ce ar însemna că, adică dacă să facem un calcul, este convenabil sau nu este convenabil ca eu să cumpăr acel automobil în credit,
Evident că este convenabil, din cauza că se primește că eu împrumut acei bani cu 11% anual, adică eu va trebui să plătesc 11% deasupra la suma împrumutată, iar banii la moment se devalorizează cu 18% anual. Respectiv, banca sau compania care mie mi-împrumut acei bani încă iese în minus cu 7,5% anual. Adică se primește că dacă eu cumpăr acum în credit acel automobil, păi se primește că eu nu doar îl cumpăr, nu doar că nu plătesc nimic deasupra la acel credit, dacă să facem calcul, dar încă mai primesc încă 7,5% cashback. Adică eu încă sunt în câștig, se primește că compania care îmi dea, care îmi dă mie creditul, încă îmi plătește mie 7,5% anual din suma pe care eu trebuie să o achit. Adică se primește că compania iese minus, eu ies în plus. Respectiv, aici vorbim despre situația când absolut este convenabil, absolut cu procentele pe care le avem acum, cu inflația pe care o avem acum. Respectiv, recomand încă o dată să privești acel video despre inflație pe care l-am pe canal. Cu inflația pe care o avem acum de 8,5% în Republica Moldova, absolut este convenabil să iei orice credit care este mai jos de 18,5%. Dar evident că, spre exemplu, repet, mie mi s-a propus zilele trecute pentru automobil 11% mi s-a propus să iau un credit de felul ăsta, da? Respectiv, automobilul ți aparține ție, precum am mai spus, tu pur și simplu achiți acel credit. Așa că este mai convenabil, chiar dacă ai banii, iată, dacă ai acum banii gata, dacă ai banii, suma întreagă pentru a cumpăra acel automobil întreg, ar fi destul de prostește să cumperi cu banii jos automobilul când tu ai un procent la credit mai jos decât inflația. Când nu este convenabil să cumperi acel automobil sau alt, fie că e activ, pasiv, în credit, atunci când inflația este mai joasă decât creditul. Atunci când, spre exemplu, inflația este de, să spunem, anii, câțiva ani în urmă, 3-4 ani în urmă, inflația în Republica Moldova, iarăși iau pur ca exemplu Republica Moldova, inflația era de 4,7%, spre exemplu, da? Iar creditele pentru automobile se dădeau cu 9%, da? Să spunem așa, sau iarăși cu 11%, 12%. În cazul ăsta, evident că nu este convenabil să cumperi în credit și este mult mai convenabil să cumperi cu banii jos, să spunem așa, din cauza că atunci deja tu iai acel credit cu 11%, inflația este 4,7%, se primește că tu, de facto, dacă vei înțelege acest calcul, nu vei achita 11% anual pentru credit, dar vei achita 11% plus încă 4,7, adică adaugi încă inflația, atât cât se devalorizează banii tăi. Așadar, când nu este convenabil să cumperi, spre exemplu, un credit acel automobil? Răspunsul deja este evident atunci când, spre exemplu, inflația este mult mai joasă decât procentul la creditul pe care tu îl iai, din cauza că dacă să luăm situația chiar în aceeași Republica Moldova, iarăși iau Republica Moldova pur ca exemplu, 3-4 ani în urmă inflația era de 4,7 anual, 5, da? Creditul, spre exemplu, pentru automobil, atunci la fel putea să-l propună cineva cu 9% anual, 12%, 15%, 20%, poți să găsești evident chiar și mai mult, respectiv în cazul ăsta absolut nu este convenabil să iei acel credit din cauza că inflația este mult, mult mai mică decât procentul pentru credit. Respectiv, tu ieși în minus cu mult. Așa că, ca răspuns din acest video la momentul merită sau nu merită să iei credit, nu trebuie să gândești prin prisma că, iată, creditele sunt rău, nu trebuie să iau credit. Ba, chiar mai mult. Acum, spre exemplu, este o perioadă, acum până când încă nu a fost ridicat acest procent pentru credit, care urmează să fie crescut, pentru că avem o inflație foarte mare, iar Banca Națională, când vede că inflația este foarte mare, începe să coboare procentul la credit, pentru ca să spun așa, să oprească, să coboare inflația. Da? Acesta este un instrument al statului pentru a coboare inflația. Respectiv, mai departe va fi crescut acest procent la credite, da? Și respectiv deja nu vei mai putea lua credit, spre exemplu, pentru automobil cu 11%, dar vei, nu știu, vei lua cu mult mai mult, 20% sau mai știu eu, da? Dar atâta timp cât inflația este mult mai mare decât procentul la credit, merită să iai evident în credit. Deja mai departe, dacă leasing sau credit, asta deja te uiți după, în principiu aici deja sunt, să spun, situația ta personală, unde găsești procentul mai mic, dacă te aranjează ca mașina, spre exemplu, să aparțină băncii, dar nu ție, până când tu nu vei achita toate ratele, asta deja este alegerea ta personală. Ce ține de partea financiară, dacă este sau nu este convenabil, repet, nu trebuie de uitat prin perspectiva faptului că este rău credit sau mai știu eu,
Ba nu, există perioade precum asta în care este foarte convenabil să iai credite. Și există perioade, nu știu, când absolut nu este convenabil să iai credite. La momentul actual, chiar dacă, repet, ai banii jos să-i dai pentru un automobil, pentru ce să pui banii jos pentru un automobil dacă tu poți să ai încă și cashback, să fii pe plus, iar banii ai putea să-i folosești, spre exemplu, pentru ca să investești în alte active, în alte instrumente care îți vor aduce, spre exemplu, să spunem, mult mai mult decât 11% anual. Adică acei bani tu ai putea să-i folosești între timp încă pentru ca să-ți genereze alți bani și tu deja nu doar să ai acel cashback de la automobil, dar să mai fii încă pe plus mulțumită investițiilor făcute. În cazul în care vrei să te lămurești unde poți să investești banii tăi, banii care o să-ți rămână după ce o să iei automobilul în credit, atunci vreau să te invit joi, ora 19:00, la un webinar gratuit, unde am să explic cum poți să faci primii pași în investiții și, per general, să începi să pui banii tăi să muncească pentru tine și să-ți genereze alți bani. Un link pentru a te înscrie la acest webinar îl găsești în descrierea acestui video, iar eu te salut și ne revedem poi mâine în cadrul unui alt video. Pa, pa!